Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A lansat produsele false din carne adevărată, dar care seamănă cu legume. Da, adică da, exact ce propuneam noi. Da, de ce să nu fie și invers? Na. Și, adică jocul ăsta poate fi jucat în doi, cum ar zice englezul. Acest lanț, Arby's, a prezentat, deci, un morcov făcut din piept de curcan gătit la sous vide. Mă, mi s-a făcut o poftă când am văzut filmarea. Deci s-a luat pieptul de curcan, s-a tăiat, s-a rulat, s-a împachetat frumos în folie, după care s-a pus la sous vide, s-a gătit la temperatura potrivită, s-a presărat cu niște pudriță de roșcove, morcov, roșcove ceva, s-a înfipt în spate, ca să zic cum trebuie, un pătrunjel și s-a obținut un morcov din carne. Care arată exact ca un morcov. Da, exact ca un morcov. Deci așa cum ăia nenorociți arată exact ca micii și ei sunt de fapt de marze retocată, așa și ăsta, morcovul ăsta, este din ce trebuie, cărniță, piept de curcan, foarte bun. I-au zis merot, adică de la meat carrot, mă înțelegi, cum ar fi la noi în român, ar fi corcov. Da, da, da. Ceea ce mi se pare foarte mișto și de branding. Corcov, nu poți să spui că, adică nu zic cumva morcov din carne, îi spun corcov, este ceva cu totul nou. Smart. Da, am putea să facem și altele. Adică eu m-aș simți direct pe mazăre în momentul ăsta. Am ceva cu mazărea. Și aș face cazăre în loc de mazăre cu carne. Adică bucățele rotunde de mazăre din carne care se semene cu mazărea. Și ea zice cazăre. E destul de greu soluția asta. Păi aici e treaba. Da. Eu mă gândesc și ce? Și în zona de carne din vegetale. Îi spune Impossible Foods. Că da, da. Prima dată așa, nu e posibil să faci. Ba da, uite că se poate. Și au făcut, cum am zis, cârnați din mazăre, mici din mazăre. Eu mă gândesc la o lucrare, la o conopidă din carne tocată de pasăre. Da. Carne tocată de pasăre fiartă. Da. Faci ca niște perișoare de pui, dar gândește-te, pui și niște orez. Da. În tocătură, că ai voie. Da, și ți-e o ciorbă de perișoare. Dar în formă de conopidă. Și cum le montezi și faci o conopidă mare. Și ce ți-iese? Și ți-iese ce? Conopui. Conopui? Conopuidă. Nu, mai bine conopui. Mai bine lasă-o conopui. Să nu se... Da. Mi-e frică acum că eu tot vreau să slăbesc dacă mă apuc de legume și dau de... Da, legume. Trandafir din petale de șuncă, cred că este extrem de simplu de făcut. Mamă, cât de tare ar fi. Da, am și văzut la unele nunți. Numai că nu le zice trandafir. Dar cum? Nu le zice niciun fel, le zice șuncă, buchețele de șuncă. Dar le vinzi pe trandafiri. Nu? Și cred că pe modelul morcovului, da, aș putea să fac o vânătă din pulpă de vită. Aha. Okay. Pulpă de vită care știi că se... Cred că o lași un pic afară să se învinețească. O lași la maturat. Și faci mai multe piese așa și le zici vite-te. Da. Vite-te? Vite-te. În loc de vine-te, vite-te. De la vite, da, vită cu vânătă, vite, vite-te. Sau vine pe. N-am mai ieșit de mult la un restaurant și cred că ați luat o razna. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.